Chiar dacă apa nu a pătruns încă în magaziile magazinului, există riscul unor infiltrații care ar putea afecta mărfurile depozitate. Conducerea supermarketului a adus mai multe cisterne pentru a transporta apa din zona de aprovizionare. La ora 8. E până apă? E până acum asta e a 15. A 15 mașină, da. Ori 7 tone. Avem vreo 60, cred că, de fiecare. Da, foarte rău. De când scoateți apa? Până de seară. Văd că scade și nivelul Dunării, ne mai ajută. Da. A câta mașină e? A 14 abitanți. Apa s-a acumulat atât din cauza precipitațiilor abundente căzute în aproximativ o oră, dar și de pe versanții dealului din apropiere, magazinul fiind situat în imediata vecinătate a orașului, dar la o cotă mai joasă cu aproape 50 de metri. În ciuda așezării, angajații magazinului susțin că este prima dată când se confruntă cu o situație atât de gravă cauzată de vreme. Ei sunt îngrijorați pentru că în zilele următoare sunt așteptate noi ploi torențiale, iar cantitățile de apă ar putea depăși și 50 de litri pe metru pătrat, situație ce ar putea determina noi inundații în această zonă comercială.